Bine v-am regăsit, dragii mei prieteni! Astăzi vorbim despre a treia lunație a lunii august. Mai exact, luna plină din 31 august, denumită și luna albastră. Ea este mai aproape de Pământ decât celelalte luni pline din alte perioade. Adică, în termeni astronomici, ea este la perigeu. Luna plină în pește are loc la 7 grade și 24 de minute pe energie de pești. În această zi nu se fac operații chirurgicale, dar din 1 septembrie și până pe 14 septembrie, da, se pot face. În această zi să fim atenți la picioare, la degete, la glanda pineală. Să nu uit să vă spun că pe Patreon v-am postat zilele când avem vid de lună. Până la sfârșit de an. Adică, zilele când nu este bine să începem nimic, nici pe sănătate, nici să vă căsătoriți, nici pe afaceri, nimic, nimic. Aveți amănuntele acolo, în material, inclusiv zilele pe ore concrete. Linkul de abonare pe Patreon, vi-l las la sfârșit de material. Acum, așa cum v-am spus, la ultimul meu material, pe sfârșit de august vom avea șase planete retrograde și un asteroid. Le vedeți în tabelul afișat. Soarele, în această zi, este în partea opusă, adică în energie de fecioară și va face opoziție cu Luna și cu Saturn. Soarele în fecioară nu dispune de prea multă energie, pentru că el își îndreaptă cumva activitatea spre mai multe direcții în același timp. Deci își disipează energia o să simțiți nevoia să scotociți după detalii. O să puteți face lucruri plictisitoare, care altădată nici nu doreați să le auziți. O să doriți să colecționați lucruri, nimicuri din astea. Veți lua decizii mai greu, o să fiți chiți bușari și critici, mai ales cu alții. Și pentru că este în opoziție cu luna, Asta o să aducă un conflict între energia masculină și cea feminină. Dorințele subconștiente vor fi în contradicție cu motivațiile. Niște lucruri din trecut vor avea impact asupra deciziilor pe care trebuie să le luați astăzi. Iar în opoziție cu Saturn, care este un aspect total nefericit, asta aduce vulnerabilitate, tristețe, limitări lipsă de oportunități, mai ales la cei mai în vârstă. O să vedeți că apar și niște obstacole, apar întârzieri și toate acestea vor deranja progresul fiecăruia. Planurile vor fi încetinite, sănătatea va fi afectată de o serie de factori interiori, dar și exteriori. Trebuie să ne îmbunătățim natura morală. Și odată ce facem asta, o să vedeți că se îmbunătățește și starea noastră generală și sigur că în asta includ și starea financiară. Toți nativii ar face bine să lase egoismul la o parte din viața lor, să renunțe la gelozie și la dușmăniile pe care le poartă în suflet. Adică, așa, cumva să ne curățăm energetic de tot ceea ce este negativ. Ce alte aspecte importante mai avem? Păi, Luna face conjuncție cu saturn în pești și el retrograd. Luna și saturn nu sunt tocmai prieteni, energetic vorbind. Pentru că au un mod de acțiune și de operare extrem de diferit. Dacă luna reprezintă instinctul, emoția, impulsul de a reacționa și acționa, saturn semnifică autocontrolul, structura, disciplina. Un aspect, mai ales unul dificil între Lună și Saturn, în harta natală, de exemplu, generează situații greu de gestionat pentru persoana respectivă. Dar, în conjuncție, energia aceasta aduce seriozitate, austeritate, răbdare, egoism, spirit ascuțit al datoriei. Despre Saturn în pești eu v-am făcut un material separat și vă rog să-l ascultați. Dar, în rezumat, aspectul să știți că va dura până în 2026 și aduce o parte mai puțin plăcută. Și anume că aduce restricții, blocaje emoționale, reticență față de schimbarea obligatorie. Însă, rolul nostru este să ne dăm seama ce ne dorim cu adevărat și cât suntem dispuși să investim în ceea ce ne dorim și, mai ales, cât suntem dispuși să luptăm pentru ceea ce ne dorim. Deci, va fi nevoie de găsirea unui echilibru între structura lui Saturn, care este conservatoare, și energia peștilor, care vorbește despre visare și idealism. Pentru unii nativi, să știți că se pot concretiza dorințe, vise mai vechi. Pentru alții, însă, să știți că vor da piept cu realitatea și vor conștientiza anumite lucruri. Adică va fi o energie care o să-i trezească la realitate. Și să nu uităm că Saturn este retrograd și nu-i place deloc energia peștilor. Și asta aduce lecții, lecții de viață, care vor încetini procesele romantice, vor interfera cu dragostea aceea matură, care de fapt ne împiedică să ne manifestăm. Dar dacă facem totul corect, dar nu vedem rezultatele în timpul retrogradării, va trebui să așteptăm până după 4 noiembrie pentru a vedea că lucrurile s-au schimbat într-adevăr. Pentru că pe 4 noiembrie Saturn intră pe mers direct și atunci o să vedem rezultatele a ceea ce facem azi. Limitările pe care le impune Saturn, să știți că pot fi legate de timp. De posibilitate, sănătate, mișcare, resurse, percepție, înțelegere, exprimare și conexiune. Saturn arată cum poate responsabilitatea noastră să ne ajute visele, imaginația, expresia artistică, cum poate autodisciplina noastră să fie așa un limbaj al iubirii și să nu o simțim ca pe o pedeapsă. Și cum ar putea limitarea să ofere o concentrare, o claritate pentru visele și dorințele fiecăruia dintre noi. Planeta Mercur este retrogradă pe energie de fecioară și noi trebuie să fim atenți la comunicare până pe 15 septembrie. Așa că puteți lua legătura cu niște relații mai vechi poate, Puteți să vă regândiți niște planuri și la fiecare pe zona unde este așezat Mercur. Dar să nu privim această perioadă ca pe o amenințare sau așa cu temere, ci mai degrabă ca pe o oportunitate unică de autoreflexie și dezvoltare personală. Mercur retrograde în fecioară ne îndeamnă să explorăm aspectele mai subtile și mai puțin evidente ale vieții noastre. Aceasta este vremea potrivită pentru a redobândi echilibrul interior, de a ne conecta mai profund cu intuiția noastră și ne a îmbunătăți abilitățile de comunicare. Pe mine, de exemplu, Mercur retrograd mă lovește la obiectele de comunicare, adică la laptop, la microfon, care în fiecare an mi se strică pe perioada sa de retrogradare. Deci dacă fac o pauză de câteva zile să știți de unde mi se trage. Energia de fecioară conduce tot ce are de a face viața de zi cu zi, adică munca, rutina zilnică și sănătatea. Totuși, când Mercur retrogradează în fecioară, să știți că toate zodiile ar putea întâmpina ceva întârzieri, ar putea rata termenele, limită la diferite proiecte de muncă, să spunem, sau ar putea avea probleme cu comunicarea în parteneriatele lor profesionale. Atenție și la orarul călătoriilor și la interpretarea informațiilor de călătorie, că și aici ar putea să vină niște probleme. Iar din 13 decembrie, Mercur, o să vedeți că retrogradează pentru ultima dată în acest an pe energie de Capricorn, și vă voi detalia atunci aspectul. Alt aspect important este Venus retrograd în Leu, face cuadratură cu Jupiter. Venus retrograd în Leu va fi până pe 3-4 septembrie. Deci, avem de face cu o perioadă de 40 de zile, să spunem, în care fiecare zodie își va reconsidera relația cu lucrurile, cu persoanele care îi aduc plăcere și satisfacție. Și fiecare va trebui să vă întrebați: Cum cultiv eu împlinirea în viața mea și cum poate fi aceasta îmbunătățită? Ce îmi place, ce nu îmi mai place? Ce este relevant acum pentru mine? Ce este important? Ce contează cu adevărat în această etapă a vieții? Ce anume știrbește bucuria din viața fiecăruia? În timp ce relațiile romantice, să știți că vor fi. În locul în care mulți oameni vor pune accent pe asta, pe relațiile romantice, retrogradarea poate afecta obiceiurile în relații, poate afecta cheltuielile în relații, poate modifica relația cu arta, cu moda, cu frumusețea. În semnul de foc, adică în leu, Venus pare că. Vrea să se simtă văzută cumva, să se simtă recunoscută și apreciată de către ceilalți. Venus retrograd, de asemenea, poate fi un moment în care scandalurile și aventurile amoroase, cele ascunse, acum ies la iveală, sunt expuse. Venus retrogradează cam odată la un an și jumătate și este un tranzit important care de foarte multe ori lasă urme serioase în urma sa. Pentru că ne cam pune pe reevaluat tot ce ține de viața noastră. Cumva vom fi puși în situația de a derula, așa, încet, încet, cu încetinitorul, imaginile din viața noastră, astfel încât să putem vedea mai bine cele mai importante aspecte. Adică să vedem asupra. A ce trebuie să ne concentrăm, de fapt? Perioada de retrogradare a lui Venus o să fie cu foarte mult tumult interior și mai ales relațional. Toate relațiile să știți că vor fi testate. Iubirea va fi verificată. În primul rând, ne vom gândi dacă într-adevăr mai există iubire în relația pe care o aveți fiecare. În ce fel ne manifestăm iubirea? Cum arată iubirea pentru noi? Adică primim acea iubire care ne trebuie, pe care ne-o dorim? Este ea în acord cu nevoile noastre? Pentru că fiecare are alte nevoi. Mai iubim noi acea persoană la fel ca la început? Mai este important pentru noi un anumit proiect sau o anumită activitate? Deci, genul acesta de întrebări să știți că vor veni în mintea tuturor. Și ele au ca scop revizuirea vieții noastre și așezarea vieții pe un făgaș ce ne este potrivit fiecăruia. Venus în cuadratură cu Jupiter, să știți că este un aspect neplăcut, care aduce foarte mult gust pentru lux, pentru opulență, dar fără posibilități de a vă obține acest lux și aici intervin sigur că da frustrările, aduce și nepricepere în afaceri sau risc de a pierde bani, o risipire a banilor. O să întâlniți niște persoane de reacredință. În dragoste veți avea supărări. Partenerul vostru poate fi infidel. Vor exista excese de gelozie, complexe de superioritate și foarte, foarte mult ego. Să vedem ce face războinicul nostru Marte, care este în balanță și face opoziție, adică un aspect rău, cu mijlocul cerului și cu Neptun și face cuadratură cu ascendentul. Marte, știți, este planeta masculinității, a energiei, a curajului, a violenței și a sexualității și nu face casă bună cu energia armonică a balanței, nici cum, deci, este în exil, cum spunem în astrologie. Asta aduce confruntări directe sau juridice, adică în instanță, inclusiv lupte fizice. Marte dorește de regulă să facă totul cu pasiune, cu bucurie, și dacă ar fi după el, viața ar fi așa, o continuă aventură. Din păcate, nu se poate. Marte este un semn de foc și vrea mereu câte ceva de la viață, de la partener. De la o relație, de la societate, însă energia lui ne servește doar nouă, fiecăruia. Adică într-un scop egoist, căci se gândește foarte mult doar la nevoile lui. Și, în schimb, energia sa să știți că ne ajută să apărăm ceea ce suntem, ceea ce valorăm, ceea ce ne definește. Și ceea ce ne face să fim altfel decât ceilalți. Deci are și o parte bună. Pentru că fără Marte am fi cumva blocați și nu am avea puterea și energia de a acționa și de a merge mai departe. Dar balanța, prin energia sa, îl obligă să-și mai înmoaie cumva avântul. Deci aerul mai stinge din puterea focului, iar în unele cazuri depinde de harta voastră personală să știți că aerul poate să întețească energia focului, adică a lui Marte. Deci atenție, atenție la ce face Marte. Cum îl folosim pe Marte în balanță, în mod corect? Păi ne mutăm energia către relații, parteneriate, colaborări sau activități creative. Adică ne-o consumăm cumva în direcția asta. Mai învățăm arta compromisului în mod sănătos. Învățăm diplomația. Învățăm zicala că vorba dulce mult aduce. Putem de asemenea să ne folosim de șarm, de eleganță ca să ne atingem scopurile. Adică, fără să fim falși, căci, să știți, Venus abia așteaptă la colț să greșim. Ne antrenăm capacitatea de a asculta și pe celălalt adică de a lua în considerare și părerea celuilalt. Și putem programa, să știți, mai multe negocieri în această perioadă, întâlniri, parteneriate, colaborări, tranzacții, adică putem avea aceste contacte directe. Deci, în același timp atenție la contracte, la vorbele din contract, vreau să spun, la condiții, la clauze, la ce spune un contract, pentru că să nu uităm, Mercur este retrograd și ne face probleme. Planeta Marte, în această relație proastă de opoziție cu Neptun și cu mijlocul cerului, înseamnă că lucrurile vor fi mai dificile la fiecare. Acțiunile parcă mai ineficiente. O să ne enervăm mai ușor. O să acționăm necontrolat, impulsiv, și este posibil să deteriorăm reputația. Dar trebuie să știți că toate acestea au la bază niște acțiuni din trecutul nostru. Nu știu, poate o situație mai veche. Ceva din familie, să zicem, pe linia paternă a rămas în subconștientul vostru și acum explodează la cel mai mic impediment. Undeva s-a strâns o furie reprimată pe care acum o scoateți la suprafață și fiecare trebuie să descoperim care este sursa durerii interioare. Vor interveni și ciocniri de ego în familie, mai ales cu cineva de sex masculin dominant. Și este bine să dezlegați cai de la căruță, cum se spune, adică să puneți lucrurile pe masă și să le tranșați. În opoziția cu Neptun aduce oboseală, predispoziție la infecții, Predispoziție la înșelăciuni, la trădări. Unii o să vă pierdeți încrederea în voi, o să simțiți un fel de lupte interioare voi cu voi. Ca să acoperiți public toate astea, unii dintre voi o să braveze, o să vrea să arate așa mai curajoși decât sunt. Mulți ne vor confrunta cu atacuri energetice. Și să știți că eu v-am făcut anii trecuți un material despre cum să ne apărăm de vampirii energetici și este pe Patreon. Vă rog să-l căutați. Atenție la substanțele interzise, la medicamentele luate așa de pe internet, la alcool, la alte vicii dăunătoare, pentru că ele vor fi mai tentante decât de obicei. Nu este un moment bun să luptați într-o competiție pentru că nu veți câștiga. Nu este momentul să vă asumați riscuri de niciun fel. Așteptările voastre față de viața intimă sau față de carieră sunt ireale în acest moment și o să aveți dezamăgiri. Veți fi predispuși în a cădea victima înșelăciunilor altora. Cea mai bună opțiune acum să știți că este să stați cu minți, în singurătate, să citiți, să vă relaxați, să dormiți, și să meditați. Ce alt aspect important mai avem? Îl avem pe Neptun, care este retrograd în pești și care face sextil cu Uranul și cu Pluto. Ambele retrograde pe semne de pământ. Aspectul de sextil, știți, este unul bun și aduce intuiție mare, clar viziune, oportunități de creștere spirituală pentru activități creative, imaginative, Idei noi de afaceri și, de asemenea, puteți primi cadouri importante. Iar sextilul cu Pluto aduce o regenerare interioară, la nivel subconștient. Mai aduce ocazii să vă dezvoltați capacitățile senzoriale sau de clar viziune și ați văzut că în astrogramă eu vă spun celor care le aveți în stare latentă. Deci, aceasta este o perioadă excelentă pentru activități științifice. Oculte, meditații sau filozofice. Puteți face progrese pe diferite căi, în știință, în artă, în tehnologie. Puteți dobândi o capacitate de înțelegere profundă a principiilor, fie că sunt ele filozofice, oculte sau științifice, și, de asemenea, poate să vă apară și să se dezvolte un interes aparte pentru studiul fenomenelor. Paranormale și parapsihologice, și pentru cunoașterea vieții anterioare, adică alte vieți. Puteți învăța să folosiți materialele sau informațiile, cele considerate vechi sau perimate, într-un mod special. Pot avea loc, să știți, schimburi de idei foarte interesante, iluminatorii, pot să spun. Adică, informații între voi și anumiți prieteni care să vă deschidă mintea, dar la nivel superior. Nodul nord este în berbec și face cuadratură cu Pluto aflat în Capricorn. Coadratura, știți, este un aspect prost. Cele două planete nu se ajută cum una pe cealaltă. De ce? Pentru că undeva în evoluția noastră, a voastră, a avut loc un pas sărit, uitat. Este știți cum? Ca și cum trecem din clasa 5-a direct în clasa 7-a, desărim o perioadă de învățare necesară și obligatorie. Există pe undeva, pentru fiecare, o chestiune neterminată, uitată, ceva ce poate nu vedem bine în mod corect, dar este ceva important pentru această perioadă. O să apară sau o să se întoarcă niște lucruri pe care credeați că le-ați rezolvat, dar nu este așa. Au fost rezolvate, dar poate într-un mod superficial sau defectuos. Și ce avem de făcut acum? Păi să fim responsabili și să ne asumăm aceste lucruri. Pentru că Pluto, care este planeta transformării totale și complete, este inamicul superficialității și el vrea să mergeți până în cele mai ascunse locuri și să transformați lucrurile așa cum trebuie. Mulți o să vă simțiți vulnerabil și parcă simțiți așa că nu mai aveți controlul asupra lucrurilor. De aceea, asumarea este foarte importantă pentru că ea atrage după sine curajul de a rezolva lucrurile. Cumva, realitatea o să vă lovească așa în moalele capului, și fiecare o să fim obligați să o vedem, să o recunoaștem, pentru ca mai apoi să o luăm pe direcția corectă dată de nodul nord, cel care este, de fapt, busola noastră interioară. Pluto reduce energia nodului nord la funcțiile sale primare, adică îi spune să-și facă treaba de busolă în drumul de destin. Pentru că voi, atunci când ați sărit niște lecții, niște pași obligatorii, ați uitat care este drumul vostru corect. Și poate ați rămas, nu știu, cu un picior în trecut și alt picior în viitor. Și Pluto vă dă așa un fel de șut să mergeți mai departe, să puneți ambele picioare pe drumul viitorului. Adică el acționează ca un fel de pas evolutiv. Vibrația zilei este numărul 4, care este numărul păcii și al echilibrului, dar și cel al morții fizice. Când regulile vieții nu sunt respectate, apar așa zisele accidente ale destinului. Numărul 4 este judecătorul, este armonizatorul, este împăciuitorul. Să nu uităm că în Biblie ziua 4 este ziua creației, deci când s-a creat Universul Material. În această zi, Divinitatea a adus în existența noastră Soarele, Luna, Stelele și scrie asta în geneză. Scopul Soarelui nu era doar să emită lumină, ci să împartă ziua în noapte și zi. Deci face practic o demarcație a timpului. Toate acestea să știți că au fost făcute ca un fel de semn, să zicem, ca să marcheze zilele, anii și anotimpurile, timpurile, adică să marcheze, să delimiteze cumva existența noastră. Simbolul sabian al gradului pe care are loc această lună plină este o fată tânără suflând într-un fel de Trompetă specială. Acest simbol arată capacitatea sau nevoia de a putea suna apelul, de a aduna oamenii împreună, de a ști când să vorbim pentru a-i trezi pe ceilalți, pentru a trezi toată lumea la realitățile care au loc în această lume sau pentru a ne alătura unei cauze. Uneori în viața fiecăruia. Sunt convinsă că fiecare a simțit nevoia să-i trezească pe alții din jurul lor, așa, și probabil că și acum fiecare dintre noi trebuie trezit cumva. Când situațiile se blochează undeva în emoționalul nostru sau în raționalul nostru, toată lumea trebuie să se unească, să se realieze și să se îndrepte spre același obiectiv. Și acest simbol sabian spune că tu poți să fii cel care anunță pe toată lumea, care unește pe toată lumea prin acțiunea ta individuală. Deci, anunță trezirea tuturor prin orice mijloace de atenționare sau de comunicare. Când este lună plină, știți, avem obligația să scăpăm de ceva, să schimbăm ceva. Fiecare funcție de domeniile unde se așează luna plină și asta eu v-am spus la previziunile generale lunare. Acum pe energie de pește, adică guvernată de Neptun, trebuie să luăm în considerare această energie. Pentru că în timp ce energiei de fecioară, acolo unde este soarele, îi place să clasifice, să organizeze, să colecționeze, să critique. Ei, energia peștilor, acolo unde stă luna acum, știe că toți, absolut toți, suntem făcuți din aceeași substanță st stelară. Energia fecioară este foarte adânc înrădăcinată în pământ, că da, ea spune că este pe energie de pământ. Este dedicată a aplicării cunoștințelor, găsirii de soluții practice, a detaliilor, în timp ce energia de pești. Se conectează cumva la o înțelegere mai universală. Adică trecem peste chestia asta individuală și ne conectăm la o conștiință universală, de care vom fi încet, încet, tot mai atrași. În timp ce energia peștilor se poate manifesta ca un fel de dependență, partea ascunsă a fecioarei poate fi o constrângere, să-i spun. Așa, o microadministrare a detaliilor din viața noastră. Deci, acest eveniment astrologic, probabil, că o să evidențieze locul în care deținem controlul și mai ales unde scăpăm controlul în viața noastră. Și de aceea trebuie să găsim un echilibru sănătos între cele două. Este de asemenea o zi bună să scăpăm de vicii, de obiceiuri proaste tocmai ca să ne putem vindeca. Este un moment bun pentru compasiune, pentru empatie. Când empatia Lunii în energie de pești se combină cu abilitățile semnului său opus, adică Soarele în Fecioară, avem cu adevărat ceea ce este mai bun din ambele lumi. Această lună plină ne reamintește că nu trebuie să fim preciși pentru a fi de ajutor. Și că poate uneori când facem o eroare, dar cu o atitudine iubitoare, este mult mai benefică decât un comportament perfect făcut fără niciun fel de sentiment. Deci este timpul să învățăm să întreținem numai gândurile bune, armonioase, pacea, lăuntrică, prosperitatea, iubirea, libertatea, bunătatea, bunăvoința și în destinul nostru să știți că se vor petrece adevărate miracole. Trebuie să afirmați mereu, îmi stă în puteri să fac orice datorită subconștientului meu. Spuneți asta zilnic. De aceea este posibil să fim fiind puși în situația să ne confruntăm cu probleme din trecut să fim nevoi să facem o curățenie fizică, mentală, emoțională, dar și spirituală. Acesta este un foarte bun moment pentru lucruri și activități spirituale, pentru o nouă viziune asupra lumii, asupra idealurilor, dar și a perspectivelor noastre individuale. Așa că, dragii mei, nu uitați să țineți cont de sfaturile astrelor, pentru că ele sunt cel mai bun ghid e cel mai dezinteresat învățător din viața voastră. Pentru că astrologia ne ajută să ne descifrăm viitorul, dar și să ne cunoaștem mai bine. Vă pup!